Consider că astfel de lucruri trebuie să treacă printr-un mandat de judecător. Păi și se pare că nu, că proiectul nu include asta. Asta face proiectul de lege, să elimine mandatul judecătoresc. Eu sunt avocat de meserie, deci mie mi se pare absolut revoltător acest proiect de lege. Adică, haideți să o luăm un pic. Da, există proiecte care sunt perfectibile. Ăsta este un proiect care trebuie aruncat la coș. Adică nu dar nu l-ați dezbătut în primul rând. El trece tacit de Camera Deputaților. Deci, așa. Despre ce discutăm? Despre drepturile noastre fundamentale. Întotdeauna când se dorește să implementeze măsuri iliberale care ne pun în pericol drepturi fundamentale, întotdeauna absolut toate sistemele autocratice au ca argument principal siguranța cetățeanului. Adică ăsta nu este un discurs nou, în niciun fel nu este revoluționar, în niciun fel nu este unic. Toate societățile care au încălcat drepturile fundamentale ale oamenilor. În Coreea de Nord sunt convinsă că măsurile care sunt luate astăzi împotriva cetățenilor sunt justificate de siguranța cetățenilor. Nu putem să ne ascundem în spatele siguranței cetățenilor, să negăm. Deci, noi astăzi vorbeam de checks and balance, de siguranța de a putea să ai niște controle pe instituții. Păi, controlul principal pe aceste instituții ca să nu abuzeze de aceste atribuții pe care le au, era fix mandatul de la judecător. Cum să gândești într-un stat care se mai vrea democrație, a murit liberalismul, nu doar la PNL, a murit liberalismul în toată guvernarea asta, să gândească mecanisme prin care tu să poți să fii filat fără să se mai uite peste mandatul tău un judecător. Adică voi vă gândiți la ce, care sunt prioritățile astăzi pentru oamenii ăștia? Lasă prioritățile